Mai multe echipaje de poliție au descins ieri seară în centrul orașului Hârșova. Vizate au fost persoanele care au ignorat orice sfat privind riscul crescut de infectare cu COVID-19. Asta după ce Comitetul Local pentru Situații de Urgență Hârșova a decis că grupurile mai mari de 3 persoane nu mai au voie să staționeze pe spațiul public. Oamenii legii s-au asigurat astfel că sunt respectate măsurile instituite de conducerea localității. De precizat este și faptul că joi, polițiștii locali din Hârșova au identificat un bărbat în vârstă de 74 de ani din localitate care se plimba prin centrul orașului. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că persoana în cauză a revenit de curând din Spania, iar aceasta nu a respectat regimul de autoizolare. Cazul a fost predat poliției urmând a fi cercetat. Reamintim că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, potrivit articolului 352 din noul cod penal.